Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, haideți să privim la modalitățile scripturale de cunoaștere a lui Dumnezeu, la posibilitățile umane de a afla adevărul despre divinitate, la harul pe care îl avem noi, fiecare, cei credincioși, să ne apropiem de Cel ce ne este Tatăl. Dumnezeu s-a descoperit prin revelație și ea este în Scripturi. Însă ea este accesibilă omului, așa cum spuneam deja în lecțiile trecute, doar dacă este cu inima curată, doar dacă depune efort să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este prezentat în Scripturi și poate fi înțeles prin atributele sale despre care vorbeam, fie cele naturale, caracteristice ființei Lui, fie cele morale, care pot să ne fie atribuite și nouă, de îndată ce suntem născuți din nou. Dumnezeu chiar ne cere să fim ca și El. Haideți să răspundem în această seară, privind în Scriptură, la întrebarea, cine este Dumnezeu? Pentru că un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu este oferit de numele sale, care îi exprimă atât identitatea, cât și îi arată activitatea. Psalmistul, în scrierile sale, mă refer la David, căruia aparțin cei mai mulți dintre psalmi, nota în psalmul 8, cu referire la Dumnezeu și la numele Său, versetele 1 și 9 următoarele. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Și încheie aceea psalm cu cuvintele, Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Haideți să privim la numele Lui Dumnezeu. Există în Scripturi două categorii de nume pentru Dumnezeu. Nume creatoare, elohistice, și nume răscumpărătoare, jehovaistice. Pentru că sunt două expresii în ebraică, limba în care a fost scris Vechiul Testament, cu excepția a câtorva capitole care sunt în aramaică. Două nume de bază, Elohim și Iahve, sau cum este folosit în uzanța românească, Jehova. Ceea ce avem noi tradus prin Dumnezeu este ca și cuvânt de bază Elohim, iar ceea ce avem tradus prin Domnul este Iahve. De fapt, în original este tetragrama YHWH. Și niciunul dintre teologi nu au pretenția absolută, dacă sunt realiști, să știe exact cum a pronunțat-o Dumnezeu când și-a pronunțat acest nume. De altfel, evreii și evitau să pronunțe expresia aceasta. Și-au înlocuit-o cu Adonai, ceea ce înseamnă stăpânul, Domnul. Adon este expresia singulară, iar Adonai este plural, cum de altfel și Elohim, expresia Dumnezeu, este la plural. După părerea unora, pluralul semnifică pluralul ipostazilor sau a persoanelor din divinitate. După părerea altora, pluralul semnifică măreția, maestatea divină, dimensiunea nelimitată a divinității supreme. Așa cum am spus-o pe tot parcursul acestor lecții, Dumnezeu nu poate fi cunoscut pe deplin. Nimeni nu l-a văzut, doar Fiul Său ni l-a descoperit în modul cel mai binecuvântat, cel mai înalt. Și sunt aspecte despre Dumnezeu pe care le vom cunoaște de-abia atunci când vom fi ca El și când vom fi cu El, când vom trăi într-o altă dimensiune.
Dar să privim la aceste nume, cele legate de expresia Elohim, pe parcursul Vechiului Testament, sunt menționate de peste 2000 de ori, iar cele legate de expresia Yahweh de peste 5000 de ori, deci un total de peste 7000 de nominalizări ale numelui Dumnezeu, asta numai în Vechiul Testament. Să citim câteva versete. Începem cu Genesa, capitolul 1, versetul 1. V-am spus, noi în românește avem expresia Dumnezeu, pentru ceea ce în original este ca și cuvânt de bază Elohim. La început, Dumnezeu. Și când citim acest cuvânt deja, ne gândim la identitatea creatoare a acestui Dumnezeu. A făcut cerurile și pământul. Apoi, în cartea Exod, la capitolul 3, când Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise, care, știți, a scris primele 5 cărți ale Scripturii, ceea ce avem în Genesa îi datorăm în parte lui Moise, și evident, descoperirea pe care Dumnezeu i-a dat-o, scrie în Exod, capitolul 3, de la versetul 4, după ce Moise a văzut imaginea cu rugul care nu se mistuia, s-a întors și când Domnul a văzut că el se întoarce să vadă, Dumnezeu, acest Elohim, l-a chemat de mijlocul rugului și i-a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă, Dumnezeu i-a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și s-a recomandat spunând, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Apoi în Psalmul 45 apare ceea ce spuneam despre maestatea numelui lui Dumnezeu. Citim doar versetele 2 și 6. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este tornat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Scaunul tău de domnie, Dumnezeul, este veșnic, toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Deci iată cum Dumnezeu, prin această titulatură, se prezintă ca și unul care creează, stăpânește, are o dominație absolută și este cel mai maestos, măreț, adică mai mult decât orice s-ar putea spune sau cunoaște. Expresia de Dumnezeu este asociată cu alte expresii care arată lucrările sale, dimensiunile activității sale. Să citim, de exemplu, din cartea lui Isaia, capitolul 54, unde în versetul 5, prin profet, Dumnezeu este arătat ca Dumnezeul întregului pământ. Scrie aici, în versetul 5, făcând referiri multiple la Dumnezeu, că și făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui. Și asta ar fi Yahweh. Și răscumpărătorul tău este Sfântul Israel, el se numește, deci iată un nume, Dumnezeul întregului pământ. El se dovedește că este Dumnezeul întregului pământ prin creație, prin grija care o are față de pământ și se va dovedi în mod definitiv și ultim prin răscumpărarea pământului și trecerea sa în jurisdicția lui Dumnezeu, în împărăția viitoare. Rămânând în profet, citesc și din Ieremia 32, versetul 27, unde Dumnezeu este arătat ca și originea tuturor ființelor. Iată, eu sunt Domnul Dumnezeu oricărei făpturi. Adică nicio făptură nu este independentă în mod intrinsec, ca și sorginte față de Dumnezeu, chiar dacă unii se
dezic de el și se delimitează de voia sa. Orice făptură este sub controlul lui Dumnezeu. Nimeni n-ar putea să-l nege fără ca Dumnezeu să-și revendice dreptul acesta. Haideți să citim și ce scrie în Neemia, capitolul 2, să vedem cum acest om, și de aici vă arat o aplicație pentru timpul de rugăciune, cum s-a adresat Neemia lui Dumnezeu, pentru că este important să ne îmbogățim limbajul duhovnicesc și să folosim aceste apelative permise de Scriptură când ne adresăm lui Dumnezeu, când vorbim despre lucrările Lui. Neemia 2:4. Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Și Neemia declară, eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Deci iată cum Elohim este creatorul pământului, Dumnezeul tuturor ființelor, Dumnezeul cerurilor. Și ca să punem cununa peste aceste denumiri, citim din Deuteronom, capitolul 10, unde este scris de la versetul 17 prin robul lui Dumnezeu Moise, care se adresează evreilor, căci Domnul Dumnezeul vostru, și noi acum putem să spunem și Domnul Dumnezeul nostru, este Dumnezeul Dumnezeilor. Adică orice autoritate s-ar pretinde în univers, și apostolul recunoaște în Noul Testament că sunt mulți domni și Dumnezei, sunt forțe, Dumnezeu este superior, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care, dă aici un amănunt, nu caută la fața oamenilor și nu privește daruri, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străini și de hrană și îmbrăcăminte. Deci iată cum prin acest nume Elohim, în Scripturi este arătată maestatea divină, supremația veșnică a lui Dumnezeu. Să privim acum mai întâi pe paginile Vechiului Testament la alte denumiri legate de această expresie. Chiar dacă nu vom reține noi expresiile din limba ebraică sau cele două ce le voi aminti din greacă, avem titulatura scrisă în românește. De aceea, repet, trebuie să ne îmbogățim limbajul nostru duhovnicesc și să vorbim despre Dumnezeu așa cum este El. Amintiți că se spunea și la noi despre o familie din Spania cu mai mulți copii care a dat nume la copii anumite expresii sau sintagme sfinte. Și părinții le-au cerut copiilor ca ei să nu răspundă numai când sunt apelați cu numele întreg. Gloria Domnului, slăvit să fie Iisus, avem și noi în românește astfel de saluturi. Să îi recunoaștem lui Dumnezeu autoritatea întreagă și să-L numim așa cum este. Pentru că, de exemplu, avem uneori discuții cu așa zis și martorii lui Iehova care se leagă doar de unul din numele sale. Dumnezeu în plenitudinea sa are o mulțime de nume, care toate îl descriu pe el însuși și încă într-un mod insuficient potrivit cu măreția sa. Dar să enumerăm cel puțin aceste expresii. El Shaddai, care înseamnă Dumnezeu cel atotputernic. Și despre asta vă citesc și vom urmări cât de cât și contextul, Genesa capitolul 17. Dumnezeu s-a prezentat lui Avram cu numele acesta. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani și se gândea la viitorul lui, la imposibilitatea de a mai avea copii, Domnul i s-a arătat și i-a zis, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Rugați-vă când aveți o îndoială, că nu poate Dumnezeu să rezolve o problemă și spuneți-i, Doamne Dumnezeule atotputernice. Aceeași carte Genesa, capitolul 28, versetul 3, ne-l prezintă pe fiul lui
Avram Isaac, care a învățat de la tatăl său cum se numește Dumnezeu. Și în fața unui moment de criză, îi se adresează fiului său, Iacov, cu cuvintele: Dumnezeu cel atotputernic, să te binecuvinteze, să te facă să crești, să te mulțești, ca să ajungi o ceată de noroade. Exact ideea cu care Dumnezeu s-a revelat lui Avram. Apoi Iacov, la rândul lui, a învățat și el aceasta și scrie în Geneza 35, versetul 11, că Dumnezeu i s-a adresat iarăși cu același nume. Dumnezeu i-a zis: Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. E ceva de genul, cum aș spune eu, eu sunt Anca Iosif, nu doar eu sunt Anca, și în familie sunt mai mulți Anca. Dumnezeul cel atotputernic, El Shaddai. Altă expresie, El Elion. Deci care citim tot în Geneza, capitolul 14, și înseamnă Dumnezeu cel preanalt. Iarăși o expresie binevenită pentru Dumnezeu, pe care o merită. Geneza 14, versetul 18 și 19. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Știa cine este. A fost prezentat ca atare. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. La rândul lui Avram a preluat și el aceasta și a folosit-o în cuvintele sale, în adresarea către Melchisedec și apoi în rugăciune, în angajament, și a zis, scrie versetul 22, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Nu sunt toate acestea îndemnuri să folosim expresiile astea? Ba da. Hai să citim și câteva versete din Daniel 7 pentru a vedea că peste ani și peste milenii, veșnicia întreagă, Dumnezeu rămâne cel preanalt. Și ceea ce este prezentat aici în Daniel capitolul 7 privește succesiunea imperiilor în istoria umană. Regi care s-au poziționat în vârful piramidei și au crezut că sunt monarhi absoluți, fără precedent și fără rivali. Și în acest context, Daniel folosește expresia fiind inspirat de Dumnezeul cel preanalt, citim versetul 18, dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Versetul 22, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt. Iată că deși Dumnezeu apare ca unul trecut, am spune, în bătrânii de zile, rămâne cel preanalt, nimeni nu-l egalează. Aceeași expresie apare și în versetele 27 și 28, 27, 25 și 27, așa. Unde este scris că împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Chiar în ziua venirii sale, numai Domnul va fi înălțat, cum spunea și profetul Isaia în cartea sa. Să amintim și o altă expresie și să o reținem, El Olam, Dumnezeul cel veșnic. Geneza, capitolul 21, versetul 30 și 3, iarăși ne întoarcem la Avram. Vedeți ce înțelegere avea Avram despre Dumnezeu? S-a desprins dintr-o lume politeistă, unde exista un Dumnezeu pentru un domeniu, un alt Dumnezeu pentru altul, pentru afaceri, pentru război, pentru probleme agrare, pentru viața de familie și așa mai departe. Avram a putut să renunțe la toți aceștia, fiindcă Dumnezeul la cărui credință a îmbrățișat-o el și căruia îi slujea și îi se închina în altarele și le aducea și prin viața lui, îi suplinea pe toți aceștia într-un mod absolut, ba încă i-a dovedit a fi ireal. De Geneza 21, versetul 33. Avram a ridicat un tamariz la Berșeba și a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului celui veșnic. Dar despre aceasta
Am vorbit și în lecția trecută despre veșnicia lui Dumnezeu și este o conștiință asupra căreia nu cred că ne îndoim. O altă expresie ce rezultă tot din Genesa, din vremea lui Avram, El Roi, Dumnezeu care vede. Genesa 16, versetul 13. Ea, adică Agar, a numit numele Domnului care îi vorbise. Dumnezeul care mă vede, căci a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. O expresie asemănătoare, dar pe rădăcina cealaltă a cuvântului Iahve, o avem în Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Cel care îngrijește de mine, că sunt sub privirile lui ca oaia, sub privirile păstorului. Un Dumnezeu atot știent, care vede pe toți oamenii și tot ceea ce se întâmplă. O altă expresie cu rezonanță și pentru vremea noastră, pentru lucrarea ce o facem, este El Betel, adică Dumnezeul Betelului. Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Dumnezeu a organizat de-a lungul istoriei popasuri, locuri consacrate de întâlnire cu oamenii. Și El se prezenta ca Dumnezeul proprietar al acelor locuri, Dumnezeul care primește jertfa și închinarea. Expresia o întâlnim în Genesa 31 pentru prima dată, versetul 13. Unde Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov și i-a zis: Eu sunt Dumnezeu din Betel. Adică acel Dumnezeu care mă prezint în diverse locuri și iau contactul cu oamenii. Mă adresez lor, mă interesează de ei. Deci noi când venim la adunare ne putem adresa cu această expresie lui Dumnezeu și putem gândi aferent. Doamne, Tu ești Dumnezeul adunării, care te prezinți și ne accepți când venim în fața Ta. Expresia este repetată în Genesa 35, versetul 7, unde Iacov a zis acolo un altar, și-a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Și într-adevăr, Dumnezeu i s-a redescoperit în locul acela. Apoi scrie în versul 13 despre finalul părtășiilor, Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul unde îi vorbise. Un Dumnezeu prezent în comuniunile noastre. O altă expresie cu referire concretă pentru evrei la vremea aceea și acum pentru noi care suntem Israelul lui Dumnezeu este menționată în Genesa 33, versetul 20. Referința apare atunci când Iacov s-a întors după anii petrecuți în Mesopotamia, după făgăduința Domnului, potrivit cu ajutorul său, și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel. Pentru că Dumnezeu s-a angajat să fie Dumnezeul lui Israel. Până atunci fusese doar Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Și alții de ce nu sunt menționați în ordinea care au trăit? Fiindcă Dumnezeu devenise Dumnezeu întregii națiuni. De aceea Israel a beneficiat de un statut special, fiindcă Dumnezeu s-a angajat să fie Dumnezeul lor și așa după cum un tată ar înfia pe cineva, l-ar adopta, cum se întâmplă cu noi în familia lui, el dintr-o dată devine responsabil și poartă și acel nume. Tatăl oamenilor sau al copiilor respectivi, care pot să apară cu numele în actele care au fost întocmite.
O altă referință frumoasă, cred eu, este Elohim Sabaot, Dumnezeul oștirilor. Pentru că există nu numai oameni, nu numai Israel. Sunt oștiri cerești care se închină în fața lui Dumnezeu, care îl recunosc, mă refer la cei rămași fideli, ceilalți îl recunosc că n-au cum să-i suprime autoritatea. Dumnezeu nu este văzut ca unul izolat în cosmos. Dumnezeu nu este un călugăr, un pusnic al Universului retras în meditație solitară. El este Dumnezeul oștirilor, înconjurat peste tot de ființe. Domnul Iisus Hristos, ca unul care reprezenta în mod fidel pe Tatăl, era însoțit pretutindeni de oameni, înconjurat de îngeri. Iată ce citim în Psalmul 80, versetele 7 și 14. Și din cele ce citim în Scriptură înțelegem că oamenii care au scris aceste cuvinte, așa îl cunoșteau pe Dumnezeu, așa li s-a descoperit. Pentru ei aceasta reprezenta ceva. 80, versetul 7 și 14. Asaf se roagă cu cuvintele: ridică-ne Dumnezeul oștirilor, adică, Doamne, fă apel la oștile tale cirești și intervină pentru noi. Fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te, iarăși privește din cer și vezi, cercetează via aceasta. Sau mai este numit în alte versete Scripturi, Domnul Dumnezeul oștirilor, Iahve Elohim Sabaot, purtând titulatura completă, am spune. Sunt și alte expresii, le-am menționat doar pe acestea, noastre le puteți găsi la orice pas în Scriptură, cuvinte care îl arată pe Dumnezeul Creator, Stăpânitor, nume ale sale, cu care a fost apelat de oameni în rugăciuni, prin care s-a prezentat El însuși și cu care putem noi să ne lăudăm împrejurul nostru, fiindcă îl cunoaștem pe Dumnezeu și cunoaștem numele Său. Haideți să privim acum la cealaltă categorie de nume, răscumpărătoare, jehovaistice. Pentru că Dumnezeu în Scriptură apare ca unul care creează, creația suportă un eșec, și apoi apare ca unul care răscumpără creația, care salvează ceea ce era pierdut. În cartea Exod, la capitolul 3, Dumnezeu face prima mențiune concretă la numele Său, Iahve. Iată ce citim aici, în cuvintele adresate lui Moise, pagina 61. Versetul 12. Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis, după ce vei scoate poporul din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Pentru Moise asta pare a fi insuficient. Moise a zis lui Dumnezeu: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeu părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele Lui. Cum, hai să ne ducem cu gândul la vremea aceea. În Egipt erau foarte multe zeități. Era șacal, boul, vaca lăptoasă și alte și alte animale care purtau titluri speciale, cărora egiptenii se închinau, fiecare cu un nume. Și Moise, cunoscând situația aceea, zice: Doamne, vor întreba ce nume are. Dar și pentru acele zeități numele era reprezentativ. Apis era boul și altele și altele. Ra era soarele și se închinau. Dumnezeu a zis lui Moise: eu sunt cel ce sunt. După alți traducători, de exemplu în Septuagint, avem expresia eu sunt cel ce este. Spune că ar fi mai gramatical. Ideea de fond este aceeași. Și a adăugat: vei răspunde copilul lui Israel astfel: cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi.
Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, așa să vorbești copilul lui Israel. Domnul Dumnezeu părinților voștri, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. Eu sunt cel ce sunt. Ce înseamnă asta? Este semnificația autosuficienței divine. A fi ceea ce vrea să fie. Nu e determinat de nimeni. El este prin sine. Eu sunt cel ce sunt. Am fost, voi fi, auto-existența divină. În Exod 6:3 avem o lămurire. Citim și doi, Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul. Adică eu sunt cel ce sunt, eu sunt... sau Iahve. Eu am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu cel atotputernic. El Shaddai. Dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul. Probabil că Avram avea întrebări. Care e originea lui Dumnezeu? Cum ne putem întreba și noi, fără să pretindem mai mult decât este descoperit. Dumnezeu este atotputernic, dar cum se explică atotputernicia sa? Prin această expresie, El este ceea ce este, eu sunt ceea ce sunt, zicea Domnul. Sunt, așa cum am zis de la început, nume derivate de la această expresie, voi pomeni iarăși câteva. Iahve Elohim, întâlnită frecvent, de exemplu în Genesa 2, Domnul Dumnezeu, adică tradusă cu alte cuvinte ar fi, El este divinitatea supremă de la sine. În Genesa 2, expresia Domnul Dumnezeu apare de foarte multe ori. Vă rog să observați. Versetul 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 22. Domnul Dumnezeu. Altă expresie. Iahve Adonai Savaot, și deja cred că ne este ușor și să le definim în românește, Domnul Dumnezeu al oștirilor. Citim în Psalmul 69, versetul 6, despre asta. Este un cuvânt prezentat într-o rugăciune a unui om necăjit, care se adresa lui Dumnezeu conștient de ceea ce este Dumnezeu. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel. Vă spuneam că evreii evită să folosească expresia Iahve sau Jehova și folosesc pe cea de Adonai, Domnul. De aici s-a încetățenit și în limba noastră română, încât folosim expresia Domnul. În originalul biblic, de exemplu în Genesa 19, când se adresează Lot musafirilor și lor îngeri și le spune Domnii mei, este exact expresia Adonai, Domnul, Stăpânul. Dar în fond, ca înțeles, este expresia de Iahve, Jehova. Tot în Genesa, capitolul 22, aflăm încă un nume dat de Avram cu ocazia unei noi cunoaștere a lui Dumnezeu, Jehova Ire. Expresie rostită când Dumnezeu l-a oprit să nu jertfească pe fiul său, pe Isaac. Genesa 22, versetul 14. Avram a pus locul acel nume, Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Sau, mai simplu, mai concret, Domnul care poartă de grijă, ca să nu se întâmple nimic în afara voiei Lui, dar să se întâmple totul până la punctul maxim de împlinire a voiei Lui. O altă expresie la care putem să facem apel este cea din
Genesa, capitolul 15, versetul 26. Și este valabilă și în exprimările Noului Testament, pentru că Dumnezeu n-a luat asupra Lui numai păcatele noastre, ci și bolile noastre, pentru că prin mântuire va răscumpăra și trupul. Exod 15:26. El a zis, dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă, un Dumnezeu medic, Jehova Rafa. Așa să-i spuneți în rugăciune, Doamne, Tu cel care vindeci, acesta este numele Tău. Știți, acum există acel număr de intervenții comune, 112, și de acolo se ramifică potrivit cu nevoile de ordin medical, social, știu eu, de ordine publică și așa mai departe. Expresia de Domnul Dumnezeu este cea centrală, dar putem să intrăm pe aceste ramificații ca să apelăm la Dumnezeu potrivit cu nevoile ce le avem. Tot în Exod, pe aproape, în capitolul 17, întâlnim altă expresie, Jehova Nisi, versetul 15, Moise a zidit un altar și a pus numele, Domnul steagul meu. Ce înseamnă asta? Steagul este simbolul militar al biruinței, al independenței. Un Dumnezeu cu care Israel a câștigat bătăliile. Acesta a fost primul război și urmau să fie multe altele. Și aveau nevoie de descoperirea aceasta. Jehova Nisi. Jehova care poartă steagul și care este invincibil. I-au cântat de altfel în capitolul 15, Domnul este un războinic viteaz. Unul care poartă bătăliile. În cartea Apocalipsei îl întâlnim din nou. Pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Ca un Jehova Nisi, un biruitor. O altă expresie este Iahve Shalom și citeți despre ea din cartea Judecător, capitolul 6. Pentru că Dumnezeu nu este unul care se războiește la nesfârșit, este unul care aduce pacea, care instaurează armonia și aduce odihna. Și această stare trebuia să fie în mintea oamenilor reală, prezentă chiar și în fața războiului. Ghezion a zis acolo un altar Domnului și i-a pus numele Domnul Păcii. Și într-adevăr, în Isaia este reluată ideea și se spune că va fi numit Domnul Păcii. Gedeon a fost inspirat când a zis Iahve Shalom, Dumnezeul Păcii. De aceea, El este pacea noastră și putem să atribuim pacea celor din jur, că El este Cel ce aduce pacea, o menține. Este autoritatea peste pace sau peste război. Nu există un zeu al războiului. Nici nu este lăsată puterea militară, conflictul sau împăcirea la competența oamenilor. Și Dumnezeu regizează toate aceste stări. Sunt și altele, Iahve Kane, ceea ce înseamnă Domnul gelos, să nu uităm și de aceasta, nu ne permite să flirtăm în plan spiritual, Domnul Shafat, Domnul judecătorul, iarăși un atribut esențial de bază al lui Dumnezeu, sau Jehova Makadeshkem, Domnul care sfințește, știți cum strigă sfințele care sunt în cer, împrejurul scaunului de domnie, sfânt, sfânt este Domnul, Domnul Sfântul, o lucrare care ne se cere și nouă. Sau Jehova Tzidkenu, Domnul dreptatea noastră, așa cum este numit în mod concret în Ieremia, capitolul 23, vă citesc versetul 6. Iată numele pe care îl va da, ce este un nume al lui Dumnezeu, Domnul, neprihănirea noastră. Expresia mai concretă sau mai corectă este Domnul, dreptatea noastră, Cel care ne justifică. Prin El suntem liberi. Și o ultimă expresie care are de face, de fapt, cu finalul, este menționată în ultimul verset din cartea lui Ezechiel. Jehova Shama, ceea ce înseamnă Domnul este acolo sau Domnul este atot prezent. Asta are referințe și în cartea Apocalipsei, dar eu vă citesc de aici, discutăm doar de expresii în Vechiul Testament acum.
De jur împrejurul cetății dă dimensiunile și în ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. Deci inclusiv cetatea va purta numele lui Dumnezeu. Cum de altfel s-a spus despre Ierusalim, cetatea peste care este chemat numele meu. După ce denumiri sunt menționate localitățile sau străzile, după niște oameni de valoare, după niște evenimente, deci în univers n-ar putea să fie nimic care să fie mai primar, mai primordial sau evident, ca să poarte un alt titlu și cetatea aceea va purta un nume legat de numele lui Dumnezeu. În Noul Testament sunt două expresii fundamentale care de fapt sunt aceleași cu cele din Vechiul Testament. În locul expresiei ebraice de Elohim avem grecescul Theos, ceea ce înseamnă singurul Dumnezeu adevărat. În Septuaginta, Septuaginta este traducerea Vechiului Testament în greacă. Peste tot unde avem Elohim, este tradus în mod normal Theos. Și unde avem Domnul este Curios, adică Domnul, ceea ce avem noi în românește. Poartă aceeași amprentă? S-a încercat uneori sau mai degrabă nu s-a înțeles și unii au crezut că Dumnezeu Vechiului Testament nu este același cu cel al Noului Testament. Dar toate aceste atribute privesc lucrări care se transmit în Noul Testament și care se reiau și se desăvârșesc. Dar să citim din Noul Testament, 1 Corinteni 8, cuvintele Apostolului Pavel, versetul 4 și 6. Un idol este tot una cu nimic. Nu este decât un singur Dumnezeu. Aceeași idee permanent în Vechiul Testament. Și 6. Totuși pentru noi este decât un singur Dumnezeu Tatăl, deci un singur Elohim sau Theos, de la care vin toate lucrurile pe care trăim și noi. Și un singur Domn, Iahve, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Cum știți și Domnul Iisus Hristos este numit ca Dumnezeu, de aceea vă spuneam că apare pluralul. Expresia Domnul apare de peste 700 de ori în Noul Testament, este mai scurt. În scrierile lui Luca apare de 210 ori, în scrierile lui Pavel de 275 și descrie autoritatea și supremația. Este, dacă vreți, și echivalentul lui Adonai. Domnul Iisus Hristos este văzut ca unul care a preluat controlul peste toate și toate atributele de care am vorbit sunt oferite lui. El stăpânește peste tot și când totul va fi sub control, va fi restaurat, va fi îndepărtat răul, anihilat păcatul, suprimate forțele demonice și el se va supune Tatălui, pentru că acel Dumnezeu absolut să fie totul în toți. Vreau să încheiem cu două idei și nădăjduiesc că imaginea noastră despre Dumnezeu trebuie să se îmbogățească, să înflorească, să se ramifice. Evreii aveau o expresie. Ei spuneau, Dumnezeu însuși este numele Lui și numele Lui este El însuși. Dumnezeu nu poate fi separat de numele sale. El este ceea ce reprezintă aceste nume că este. El s-a revelat prin numele sale, despre care am vorbit. Dar vă spuneam că aceasta nu-i complet. Și iată ce scrie în cartea Apocalipsei, la capitolul 2 și 3, despre viitor și despre numele ce le vom purta noi. Suntem copiii Săi. Ce nume vom avea? Ele ne vor reprezenta în atributele noastre, în identitatea, în activitatea noastră veșnică. În Apocalipsa 2, citesc versetul 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Dumnezeu atribuie acest nume, are dreptul să dea nume tuturor ființelor. După cum și diavolul, de exemplu, nu este un nume fără însemnătate. Are și el o droaie de nume, șarpele cel vechi, diavolul, satana, ispititorul, toate care reprezintă pe sine în activitățile sale, în acțiunile răuvoitoare.
Și apoi capitolul 3 poate fi un subiect de meditație prin versetul 12 pentru noi toți. Pe cel ce va birui îl voi face un stâmp în templu Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Deci va deveni un om de valoare, cu responsabilitate în noua organizație a lui Dumnezeu, în templul său din cer. Doar nu ne pietrifică Dumnezeu ca pe soția lui Lot să fim un stâlp de susținere în edificiu veșnic. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu. Care nume are? Hei, martorii spun că Jehova. Dar adineauri, și până acum am văzut că Dumnezeu are nume foarte ascuns. Și numele cetății Dumnezeului meu, cum va fi numele? Am citit în Ezechiel. Noul Ierusalim care se pogoară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Ce nume nou va avea Domnul Iisus? Nu știm. Dumnezeu are secrete pentru noi. Toate numele discutate până aici au fost revelații. Domnul care judecă, Domnul care sfințește, Domnul care mântuiește. Va fi un nume nou. Taine la care vom avea acces la întâlnirea cu El. Și al doilea și ultimul gând, numele cel mai aproape de inima noastră trebuie să fie Iahve, Iesua Hristos, Domnul, Salvatorul, Mântuitorul nostru. S-a profețit din Vechiul Testament cum se va numi, ce lucrare se va efectua prin aceasta și va pune numele Iisus, Iesua, Iosua, cum avem noi. Pentru că avea să îndeplinească ceea ce conținea acest nume. Iată ce scrie în Fapte 2 legat de acest nume. Pentru că toate aceste nume nu sunt altceva decât lucrări care împlinesc toate nevoile omului. De exemplu, o soție are nevoie de un bărbat care să cheme, știu eu, ce nume vi se pare că în România e mai grozav. Dar și numele astea nu pot fi înțelese decât legate de, de exemplu, cineva pune nume Avram la un copil. Se gândește la Avram, altul pune nume Ștefan, poate se gândește la Martir sau altul la Ștefan cel Mare. Dar o nevastă nu se poate hrăni cu numele bărbatului ei. Dar o nevastă o va duce bine cu un soț bun, un soț iubitor. Și poate îi se va adresa cu cuvinte, dragă sau știu eu, care exprimă ceva. Așa este Dumnezeu. Este scris în Fapte 2 despre numele descoperit prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, versetele 34 la 36, căci David nu s-a suit în cerul, ci el zice, Domnul a zis Domnului meu. Asta nu înțelegeau ei. Jehova a zis lui Jehova. Tatăl a zis fiului. Șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos. Și-a dobândit un nume pe acest Iisus pe care l-a răstignit voi. Și cum este scris în Filipeni 2, nume care este mai presus de orice nume. Deci pe Dumnezeu numele le identifică pe Domnul Hristos de asemenea. De exemplu, noi ne rugăm în numele Domnului Iisus. Ce însemnătate are asta? Noi facem apel la ceea ce este El. Și numele Său este pentru noi mântuire, vindecare, sfințire, neprihănire și tot ce avem nevoie. Socotite se spune că sunt aproximativ 100 de nume despre Domnul Iisus în Scriptură, prin care împlinește toate nevoile umane. Și ultima referință, Efeseni, capitolul 1, care este și o rugăciune, care ne îndeamnă să ne rugăm mai departe să ni se descopere Dumnezeu. Și în lecțiile următoare vom intra pe o altă latură a unor probleme mai particulare. După ce am aflat cine este Dumnezeu, apoi să vedem
cum putem să fim într-o relație cu El și cum ne poate călăuzi, cum pot să aflu voia Lui, să știu. Recent au întrebat niște tineri, bine, dar eu vreau într-o problemă particulară să văd ce îmi zice Dumnezeu, cum pot să apelez la El, cu ce mă poate ajuta. Asta vrem să analizăm în lecțiile următoare. Să reluăm rugăciunea de aici și să fie o rugăciune practică în zilele ce vin. Să o rostim apreciind supremația divină și rugându-L pe Dumnezeu să ne lase mai aproape de El, să-L cunoaștem mai profund. Efeseni 1:17. Și mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos. Deci un Elohim, creator, stăpânitor, care s-a dovedit a fi răscumpărător prin Domnul Iisus, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși nemărginita mărimii a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume. Îngerii când rostesc un nume, este ceva de genul ca și cum ai apăsa pe un buton care declanșează o putere mai mare sau mai mică. Pentru că în ierarhia lui Dumnezeu și în activitatea din cer sau cum să o numim, totul funcționează pe bază de cuvânt. A zis și s-a făcut. Și când se rostește un cuvânt care conține un nume, intră în acțiune. Evident, dacă este rostit în voia și sistemul lui Dumnezeu. El, adică Tatăl, l-a pus pe Domnul Iisus Hristos căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este plinătatea Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți. Pentru ceea ce este Dumnezeu, slăvit să fie în veci. Pentru ceea ce L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să fie și pentru ceea ce este Domnul pentru noi, de asemenea, să mărturisim spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și totodată, cum am spus din cartea Apocalipsei, asta să rămână ca o meditație, noi însuși vom purta un nume în relația cu El. Și ne vom apela în ceruri cu nume noi, care au o semnificație profundă și pe care le folosesc cei ce Îl cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute în toate. Amin.